I used to love you. Oh, I can't think of me, what we used to be. Is it better now that I'm not around? My friends all acting strange, the ring of your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know. I love you so. Sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Nu știu cât de bine o să se vadă clipulețul ăsta, pentru că după foarte mult timp fac un clipuleț seara și am aprins lumina aia rotundă așa, și vreau să fac clipulețul care vi l-am promis mai de mult, dar cum sunt eu zăpăcit am uitat și mi-am adus aminte de el și haideți să începem. Călin Daniela, n-am încurajat o fată ca să slăbească la 14 ani. Chestia este, nu este problema vârstei, da, am încurajat în momentul în care vorbim de obezitate, în care vorbim că nu e sănătos să fii gras la 14 ani. E sănătos să fii bine cu tine, să fii sănătos, să te vezi frumos în oglindă, să fii bine în pielea ta. Dar în momentul în care este un exces, e important de mici să începi să înveți să mănânci sănătos. Nu sunt importante kilogramele, sunt importante da. Iar o iau razna, iar sunt... cu româna mea și gramatica, mai de curul meu. Este importantă sănătatea. Cred că sunt albă de explodez. Mai departe, Leca Emanuela. Bună, Manu! Eu nu am întrebări, eu am doar cuvinte de laudă la adresa ta, te urmăresc de ceva timp și aici pe YouTube, plus că am vorbit și pe privat și din tot cât te-am cunoscut, ești o femeie de apreciat, de fapt ești o super femeie, curajoasă și ambițioasă. Te felicit pentru tot parcursul tău și nu numai, te felicit și te apreciez și pentru viața pe care ai înfruntat-o. Să fii în continuare la fel de bătăioasă și să treci cu brio peste toate obstacolele vieții, să-ți ajute Dumnezeu, să-ți dea putere să fii lângă copilașii tăi. Minunați, sei bravissima! Știi că eu te ador și te îmbrățișez tare, tare și sper că într-o zi să putem să ne îmbrățișăm așa de-al vivo. Mai departe, Alexandra Caplescu, 18, bună Ale! N-am fost dezamăgită de oameni din familie. Probabil când eram mai puștănică așa, am fost dezamăgită pentru că în timpul adolescenței ești mai cu dusă cu plută, așa și hormonii o ia raz, deci probabil am fost dezamăgită de mama, de tata, dar în general nu. Din contra, am avut mereu părinții lângă mine. N-am mințit pe cineva important din viața ta, normal că am mințit, toată lumea minte. Urăsc minciuna. Dar probabil când am mințit așa pe mama că, ce știu eu, n-am fost în locul ăla și am fost în locul celălalt. Iubitul meu nu cred că l-am mințit, adică n-am mințit, nu, că mi-e frică, că mă descoperă și mă fac de căcat și mai bine nu mă mint, mai bine spun adevărul și gata. De fapt, eu sunt un tip care nu prea are probleme să facă chestiile, nu mi-e frică, nu mi-e rușine, nu am prea multe texte de-astea să zic, aolo, fac ceva și fac din frică, mă ascund. Nu există așa ceva. Tot ceea ce fac, îl fac pentru că vreau mușchileții mei și deci nu mi-e frică să-i spun la alții, pentru că nu fac chestii care pot să dăuneze sau să facă pe cineva să stea rău. Sunt chestii normale în viața zi cu zi. Nu iubesc minciuna. Ioana G16, bună Ioana este o fată din echipa Janina. Am leșinat vreodată, stai puțin că Alexandra m-a mai întrebat. N-am băut mai mult de 7 cafele într-o zi, îți dai seama? Îți dai seama că n-am. Că eu la o cafea deja intru la 3000 de bătăi pe minut. Cafea mie îmi face rău, fetelor. Eu nu beau cafea decât foarte, foarte rar, pentru că nu-mi face bine, mă simt rău. Mă ia tachicardia și nu-mi place. Prefer Coca-Cola, alte chestii. Altreale, vorbesc. Jumătate Coca-Cola zero, bineînțeles. Jumătate românește, jumătate italiană. Mă amestec cu vin. Hai de mai departe, că mi s-a blocat ambaradam.